Ну так, ну скутер, не секрет. Ce ți s-a întâmplat? Păi nu știu, biciclistul venea din centru, să meargă aici, locuiește, eu vreau să intre acasă și ăsta cu scuterul venea despre Berchezoaia, l-a lovit. Avea viteza oare cu scuterul? Asta nu pot să vă zic. Așa, după impact, după... Și cum erau ăștia? Loviți? Loviți, da. Ăsta cu scuterul lovit la cap și biciclistul la picior are o rană deschisă la picior. Nu, ce să mai... Cuitură și a venit de acasă, m-a văzut accidentul, scuterul și biciclistul. Aici e o mică problemă în curba asta, când coboră de la Șuncuta, trebuie toaletate, crenjile alea de acolo, nu vezi nimic de aici când ești de aici din partea asta de la mor. Dar cred că a avut viteză scuteristul? Cred că a avut viteză în curte. Cred că așa nu i-a dus bicicleta acolo unde. S-a lovit tare? S-a lovit. Adică băiatul a fost lovit din pe bicicleta mai tare. Băiatul din pe bicicleta a fost lovit mai tare.
Ați sărit să-i ajutați? Păi m-am sărit, dar i-am văzut acolo o șanță. Aici a fost aruncat un băiat cu biciclistul și scuteristul acolo. Asta e. Ce credeți că s-a întâmplat? Viteza. Viteza. Și alcool. Când ați auzit bufnitura, ați ieșit afară? Am auzit și afară. Am venit, că stau aici pe ulița mai sus. Și când ați venit și ați văzut? Am văzut pe băiat acolo un șans cu piciorul desfăcut. Era lovit tare? Da, da, se vedea vântul la ursul aici, tendoanele, tot pe tot. Și băiatul cu scuterul îl pusă deja în salvare și era lovit la cap. Nu poate nimeni, n-au venit și casă. Înțeles, așa ceva viteză, bicicleta acolo, cu șans, făcută pachet. Așa ceva viteză, vă dați seama. Cam cu ce viteză se circulă pe aici prin zonă? Așa, după părerea dumneavoastră. 60-70. Cam mare? Dar, foarte mare. Mai lăsa aici cumva așa. Aici e dezastru. Cam? Nu era băut. Dar nu mi s-a părut să-l văd băut. E un băiat de treabă, e un băiat liniștit. Deci nu e... Nu-i cu să probleme. Zic, nu e cu probleme, nu. E un băiat deosebit. Păcat că... S-a întâmplat atât. Da, foarte păcat. Am intrat acasă. Unde deci era mine? Deci mine? De acolo încoace? Da, și l-am cunoscut la farul, l-am văzut. Așa. Am intrat pe ulița, că stau a doua acasă, am oprit mașina și când m-am coborât am auzit impact. Eu am fugit repede. Pe motociclist ăsta sau mopedist l-ai văzut venind de acolo? Nu, nu l-am văzut. Am depășit un tractor și am intrat acasă. Biciclistul era aici, l-am văzut. Când am ajuns în curte, am auzit impact. Atât. Deci nu era nimeni aici. Eu când am fugit de acasă, ăsta cu scuterul era acolo sau ce motociclet, era în șanț și l-am căutat pe ăsta la alt. A opus-o cineva acolo? Nu, biciclet, așa, acolo așa unde a fost. Acolo o dus-o era... de aici până acolo, că aici s-a întâmplat. Păi... Aici o lovit-o. Mă gândesc că ăsta vrea să intre acasă, că ăsta aici stă cu bicicleta. Cine? Biciclistul stă undeva aici? Vrea să intre acasă. Și ăla l-a luat din plin. Ăsta are pe cineva acasă, o familie. E o mamă invalidă. Are, da, da, a venit soră sau o soră, soră, soră sau la spital. Soră sau mers la spital. Da. Mai știm cineva un număr de telefon. Mă duc în spatele Iasmei, cine e acolo cu ei. Și stă în spatele că sunt mama, mama cu bicicletul. Dar nu știu cum să-i spunem. Obținut un număr de telefon de la femeia aia. De la soră sa. De la soră sa, nu de la mamă sa. Nu, ce să faci eu cu mai de soră? Nu a lui mamă sa, măi. Da, soră sa s-a dus la spital. Sorina e de... Te dau! Ce s-a întâmplat? A venit băiatul că vine seara, că lucrează în sat, acasă, o fi luată pe partea asta întotdeauna să coboară în jos, după cum văd, și a venit, cum spune băiatul, că a depășit un tractor să intre aici și în urmă lui a venit un scuter, sau cum se zice. Și ăla, sigur că da, vin, el să ieie pe aici precis încolo, l-a proiectat. Așa a ajuns el acolo în șanț, că altfel de unde? Deci el pe aici vine întotdeauna pe partea dreaptă și să meargă în jos, că aici se șede. Are o mamă bolnavă, schilo de săraca, cardiacă, hipertensivă. O lovit tare pe biciclist. Păi, tare, s-a auzit. Dumneaei poate să spună mai repede că o mese. Noi stăm cam la 150 de metri și de acasă am auzit din casă, dinăuntru, bubuitura, buf, și a știut atunci că e accident și s-a fugit în drum. El venea de la lucru, a vrut să ia curba spre casă și scuterul venea dinspre Șopcuta și l-a luat în plin. Deci poliția Șopcuta Mare a fost sesizată telefonic din serviciul 112 despre faptul că pe DJ-182 în localitatea Remetea Chioarului a avut loc un accident rutier soldat cu bătămarea corporală a două persoane. La fața locului am găsit un biciclist și un mopedist răniți grav. Ambii care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză se efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate modul de producere și vinovăția. Am fost anunțați prin dispeceratul medical de un accident rutier care a avut loc la Remetea Chioarului. De la serviciul de ambulanță s-au deplasat două echipaje cu asistent medical. La fața locului au găsit două victime,
care au suferit traumatisme multiple au fost stabilizați și transportați la spitalul de urgență Baia Mare.